Salut, prieteni! Tocmai am finalizat montajul centralei pe lemne. KW/MACTEC. Ventilator. Uitați ce frumos arde. Și acum să vă și prezint această centrală, da? Panou de comandă unde puteți controla o pompă de circulare și ventilatorul. Da? Aici avem grupul de siguranță, două supape de siguranță, un aeristor, automat, termomanometru, robinet holandez, plecare, da? Pompă de bypass. Pompele de bypass eu reprogramez să plece de undeva de la 30 de grade și să se oprească doar când nu mai este, când scade sub 30 sau când mai este lemne, da? Eu bypass-ul fac tot timpul să am apă caldă tot timpul în cazan, da? Nu sunt de acord cu propunerea mai multora că se oprește pompa de bypass să pornească pompa către casă. Nu, atunci se produce șocul. Dacă ați auzit de histereză, ea pornește un grad, două și atunci riscăm să băgăm apă rece în cazan și n-am făcut nimic. Așadar, eu tot timpul pompa de bypass o las să meargă de la 30 de grade până când se oprește focul. Asta e părerea mea, asta o fac și n-am avut niciodată probleme. Da? Bun. Deci avem pompa de bypass. Da, așa. Avem pompa care bagă către pufăr. Pleacă de la 50 de grade. Da? Aici avem umplerea. Umplerea am făcut-o cu apă distilată și antigel, deoarece apa de aici este foarte sărată. Acesta este grupul de umplere, da? Aici o să avem, de luni o să mă apuc, o să avem și un panou solar, da? Un panou solar plan, automatizarea lui, pompa, urmează vasele de expansiune atât pentru circuitul de antigel și cel pentru boiler. Aici avem pufărul, vana cu 3 căi, da? Vana cu 3 căi. Sau cum îi mai spunem noi, ventilul termoelectric antiopărire. Deci aici îl setăm câte grade vrem noi să băgăm către clădire, 40, 50, 60, el este între 30 și 60. Avem un filtru Y să oprim impuritățile să nu se blocheze vreodată. Tot ce aduce din retur la fel se întoarce, avem din nou un filtru Y, robinet, bypass. Bypass între tururi și retururi și tururi. Dacă vreodată dorim să nu mai stocăm apa în pufăr și să dăm drumul la clădire fără pufăr, da? Cam așa arată. Acolo avem filtru, supapa de sens, clapeta mai exact. Încercăm să evităm să folosim supapele acestea, dar le folosim doar pe verticală. Pe orizontală încercăm să folosim tot timpul clapete. Deci cam așa arată, prieteni. Acesta este pufărul, 2 tone. Este neizolat total pentru că a fost modificat. Este un pufăr de inox, 2 tone. Și urmează să-l izolăm cum trebuie. Cam așa arată, să vă arăt. Acolo este coșul, da? Undeva la 7 metri. Deci cam așa arată. Abonați-vă la canalul meu de YouTube, grup de instalații și diverse, pentru a vedea cât mai mult din lucrările mele. Dați un like dacă vă place. Și cam așa arată. Mulțumesc încă o dată pentru vizualizare și vizionare.